Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 72-a ediție analizelor economice, un proiect comun din viitor, împreună cu Privescu Eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări, inclusiv și aceasta, pe pagina oficială, fie din viitor, fie Privescu Eu, sau pe pagina mea, euniț.md. Astăzi îți vrea să revenim și, din păcate, va mai trebui să discutăm despre criza energetică și impactul asupra populației și cum cetățenii noștri intenționează în acest an să iasă din această criză. Datele care le prezint astăzi este continuarea datelor care mi-au fost prezentate în trecut. Atunci am operat cu cifrele oficiale în baza analizelor venitelor și cheltuielilor gospodăriilor casnice și în baza lor am făcut niște estimări, inclusiv date de la ANRE, consumul populației, am făcut niște estimări. Acum estimările sunt îmbunătățite din simplu motiv că avem tarifele noi aprobate, avem situația reală de pe piață și totodată astăzi ceea ce vom prezenta este în baza unui sondaj realizat în luna octombrie de către CBS Research la comanda IDIS Viitorul. Noi am întrebat cetățenii Republicii Moldova cum ei intenționează să treacă această iarnă, care este situația lor și vrem să vedem în ce măsură este bine sau rău ceea ce se întâmplă pe domeniul energetic. Dar mai întâi să operăm cu anumite cifre. Republica Moldova, într-adevăr, în acest an se confruntă cu o criză energetică fără precedent. Eu am luat datele din 2000 până în prezent și dacă observați, din 2000 până în 2020, prețul la gaz la noi, dacă ne uităm la tarife, a ajuns la cei fără TVA, la TVA trebuie mai adăugat în 8%, nu este o modificare foarte mare, deci practic timp de 20 de ani de zile, prețul la gaz la noi a crescut de 4 ori. Iar acum, într-un singur an de zile, prețul la gaz la noi de la 4,30 lei a ajuns la 27 de lei sau are o creștere de peste 6 ori. Deci în mai puțin de un an de zile, la noi prețul la gaz a crescut mai mult decât în precedențe 20 de ani. Evident, lucrul acesta este o lovitură fără precedent peste cetățeanul nostru. La energie electrică avem o situație comparativ sau aproximativ, nu chiar similară, dar într-un an de zile avem o creștere de aproape 3 ori la energie electrică. Noi am dat cifre din 2020, în 2021 în general energie electrică era 1,51 €, vorbim de rețele din centrul sudul Republicii Moldova, la nord este puțin mai scumpă. Deci evident acest șoc energetic pe care îl are cetățeanul Republicii Moldova e visără frânge asupra cheltuielilor lui perioada rece anului. Pentru aceasta am luat analiza din 2014, sezonul din încălzire 2014-2015 până în ziua de astăzi și am estimat cât cheltuiesc cetățenii Republicii Moldova pentru sezonul rece anului, doar pentru căldură. Aici n-am luat în calcul consumul de gaz pentru încălzirea hranii, deci, sau alte, deci pentru gazul care îl au cetățenii noștri în casă și îl utilizați nu pentru căldură, am luat strict pentru căldură. Dacă observați atent, în toți acești ani, cheltuielile reale ale cetățenilor noștri pentru căldură se cifrau undeva la 4 miliarde de lei. În acest an, cheltuielile generale pentru căldură vor crește de 4 ori și vom ajunge undeva la nivel de 16 miliarde de lei. Dacă ne uităm pe structură, vom observa că la lemne și cărbune avem o majorare mai puțin decât de 2 ori într-un singur an și dacă ne uităm atent, cei mai săraci oameni în principiu cumva sunt protejați de fapt, ok, neavând gaz, neavând căldură centralizată, sursa lor de încălzire a suferit cea mai mică creștere, ei vor avea o creștere de cheltuieli de aproximativ 2 ori, dar ținând cont că guvernul le va compensa aceste cheltuieli, cel mai probabil pentru ei șocul energetic din acest an va fi cel mai mic. Partea proastă a lor este că ei se află, și după cum am vorbit la trecut, puteți urmări, se află într-o sărăcie energetică profundă timp de 30 de ani de zile. Altfel, la dânși 30 de ani a fost rău și anul acesta nu va fi mai rău decât a fost până acum. Adevărata dramă se petrece la cei care au căldură centralizată, la ei creșterea este semnificativă de aproape 2 ori, iar chiar de 20 ceva, dacă luăm anul 2020-2021, iar la cei care au gaz, pentru ei factura va crește de 6 ori, comparativ cu acum 2 ani urmă, iar față de anul trecut creșterea este de 3 ori, dar să nu uităm că anul trecut au beneficiat absolut toți de compensație, de aceea pentru mulți oameni va fi vizibilă această creștere. Un top al costurilor. Ce este cel mai scump? Cel mai scump în această iarnă va fi să te încălzești cu gaz. 2,80 lei pentru un kilowatt de căldură. Pe locul 2 se află agentul termic cu 2,7 lei aproximativ ca gazul. Pe locul 3, detașat cu 1,20 lei, este cărbunele, tavanele, nu își pot permite
permit cumpăra cărbuni de oate și trebuie să iei volume mari deodată. După aceasta merge lemnul, 95 de bani asta cel care îl cumperi la piață, pompa de căldură, care doar oameni bogați își pot permite să cumpere pompe de căldură, este mai ieftin. Cel mai ieftin este lemnul social sau lemnul de salcâm, în general, iar noi e lemnul social cu 80 de bănuți. Ce vreau să spun în acest grafic? În condițiile unor sărăcie populației, în special în mediul rural și în orășelile micuți, oamenii intuitiv, fără să vadă graficul meu, vor înțelege că să te încălzești cu lemn anul acesta este cu mult mai ieftin. Noi avem un risc enorm de defrișări ilegale de păduri din simplu motiv că cetățenii noștri, pentru a supraviețui în această iarnă, vor evita să încălzească cu gaz și vor trece toți la lemn și sperăm doar că timpul va fi favorabil, cum acum este cald și noi pur și simplu vom avea un consum redus. Dar haideți să trecem la sondaj. În sondajul nostru am întrebat cetățenii noștri cu ce intenționează să încălzească iarna. Le-am dat dreptul să dea două opțiuni de răspuns. În majoritatea cazurilor, cetățenii noștri au autorizat două opțiuni, cu excepția celor cu încălzire centralizată. De fapt, cei cu încălzire centralizată sunt victima sistemului, toți din ei au spus că ne încălzăm doar cu centralizat. În rest, dacă observați, pe locul întâi se află lemne și cărbune, 51% din cetățenii au spus că se vor încălzi cu lemne și cărbune. Pe locul 2, gaze, cu gaze naturale, 37%. În realitate, numărul lor este cu mult mai mic. Pur și simplu, unii odată a doua opțiune, gaz natural, presupun că sunt cei care se încălzesc cu lemne și cărbune, dar au acasă plită cu gaz și când temperatura nu este prea rece, porneau până acum gazul. La prețul actual, cred că nimeni nu va face acest exercițiu. Cu lemne, 26%, încălzire centralizată, 14,6%, cu vreascuri și rămășițe vegetale, 12,6%, și 6% din cetățenii noștri spun că se vor încălzi cu tizic. Ceea ce te zic, va trebui deja toți să învățăm ce înseamnă lucrul acesta. Am încercat să vedem bine asta în mediul pe național, dar ce se întâmplă dacă împărțim pe regiuni? Și am luat lemnele și cărbunele și tizicul. Dacă ne uităm atent, în Chișinău cu lemne și cărbune avem 4,8%, asta sunt populația din sate, în municipiul Bălți 4,1%, cu tizic în Chișinău avem 0,7%, vorbim de populația din sate, pe teritoriul Republicii Moldova, dacă observăm, media este undeva de 70%, este mai ridicată în regiunea de sud cu lemne și cărbune și tizicul la nivel de 7-8%. În principiu, cu tizic, tot ce ne duce regiunile în sud sunt satele. De ce am luat satele? Și dacă ne uităm atent în sate, atunci 78 sau 80% din populația Republicii Moldova spun că se vor încălzi în sate cu lemne și cărbune, preponderent lemne, și 10% sau chiar aproape 11% spun că se vor încălzi cu tizic. Deci peste 90% din populația din mediul rural nu pune accent pe gaz, pentru că gazul nu înseamnă nimic, asta este lemne, parțial cărbuni și tizic, 11% din gospodării spun că se vor încălzi cu tizic. Dar, după cum am spus, le-am dat două opțiuni. După aceasta am unit toate opțiunile și am încercat să văd totuși cum vor încălzi cetățenii noștri locuințele cu o singură sursă. Lemne și cărbune, avem 25,9% sau 26% din populație, spun cu lemne și cărbune. Doar cu gaze naturale avem 22%. Gaze naturale, lemne și cărbune, dar ei spun, dar la prețul actual, cred că 18,6%. Agent termic centralizat, 16,5%. Lemne și vreascuri, deci oameni care nu vă cumpără cărbune și sunt oameni mesarajezi, 34%. Tizic, vreascuri și lemne, 6,7%. Deci asta, practic, oamenii care sunt cei mai săraci, care doar ceea ce strâng de prin jurul casei și se încălzesc. Ca număr de gospodării, noi avem în țară 1.130.000 de familii, 292.000 de ele se vor încălzi cu lemne și cărbuni. Încă 118.000 se vor încălzi cu lemne și vreascuri vegetale. Și încă 76.000 de familii se vor încălzi cu tizic și vreascuri vegetale. Dacă observăm atent, avem 400, aproape 500.000 de familii care se încălzesc lemne, cărbune, tizic sau vreascuri.
210.000 de familii, care de fapt tot este din prima categorie, se încălzesc cu lemne și cărbune, dar spun că vor mai utiliza și gazul, 248.000 de familii doar cu gaz natural și 186.000 de familii, conform sondajul, spun că se vor încălzi centralizat. Ceea ce în principiu corespunde și cu datele oficiale. Altfel spus, sondajul nostru ne reflectă datele oficiale. Următoarea noastră întrebare, am încercat să vedem, vor reuși oamenii să supraviețuiască în această iarnă sau nu? Și atunci am întrebat, cum credeți resursele care le aveți voi, vă permite că în această iarnă să treceți iarna cu succes? Și 15% din oameni spun că da, veniturile familiei mele îmi vor permite că în această iarnă să fac față cheltuielor. Deci avem undeva 15%, ceea ce ar însemna în medie 140.000 de familii care spun că da, eu în principiu aș putea să mă descurc. Al doilea, mai sunt încă 11% din familii care spun că eu am economii, am venituri care îmi permit în principiu să mă descurc. 5,6% spun că voi împrumuta și în felul acesta voi reuși să depășesc iarna. Încă 14,7% spun că ajutorul care îl dă guvernul, plus banii care am, plus împrumuturi care vă lua, tot îmi vom permite. Deci avem 50% din cetățenii Republicii Moldova care spun că fie că mă împrumuta, fie că îmi vă da bani guvernul, dar eu voi ieși cumva. Iar 48% spun că idei nu am. Cum voi ieși în această iarnă? Nu au dat răspunsuri, un număr foarte micuț. Ce este important să remarcă, de regulă la sondajul de ordine economic, noi rata de nerăspunsuri este foarte micuță. 3-4%. În principiu, aproape toată populația răspunde. Din acest motiv, calitatea răspunsului este foarte înaltă. Am încercat să vedem după veniturile populației. Și aici vreau să vă spun că, de fapt, în categoria până la 10.000 de lei se încadrează aproape toată populația Republicii Moldova. Oameni cu venituri mai mari de 10.000 de lei pe lună este destul de micuț în Republica Moldova. Și dacă observați oamenii care sunt majoritatea populației, 60% din ei care au venituri până în 5.000 de lei, 60% spun că idei nu am cum voi trece această iarnă. De fapt, oamenii care sunt sărași sunt într-un conșmar, idei nu au cum vor trece iarna. La cei cu venituri la 5.000 până la 10.000 de lei, 38% sunt cei care spun că idei nu au cum vor trece iarna. La cei cu 10-20 de mii sau clasa mijlocie, 22%. Și oamenii cu venituri de peste 20 de mii de lei, în principiu toți din ei se încadrează în primele două categorii. Prima categorie, 60% spune că veniturile care le am eu îmi permit să trec iarna. Și a doua categorie, 25%, spune că economiile care le voi face plus veniturile mele, economiile care le-am plus veniturile mele, îmi voi permite să trec iarna. Deci avem un număr micuț de oameni, astfel undeva vreo 5% din populația țării, care spun că veniturile care le-am eu plus economiile care le-am eu îmi permite și deci n-am o problemă. Ceea ce noi și estimăm. Însă cea mai mare parte din populație, din păcate, este într-o problemă legată de cum vor trece această iarnă. Am vrut să vedem în dependență de vârsta respondenților. Dacă observați, după vârsta respondenților, în principiu avem o egalitate de răspunsuri. Aproximativ jumătate din ei spun că idei n-au cum vor trece iarna, cu o mică excepție, cei peste 60 de ani. 22% este cel mai mare număr. Spun că banii care îmi va da guvernul îmi va permite să trec iarna. De fapt, pensionarii sunt cei care primii au sesizat că guvernul de fapt la ei se gândește și 22% din ei spun că cu banii care vor primi la guvern voi trece cu succes iarna. Și cei mai tineri, dacă observați, la ei iarăși 22% din ei spun că banii pe care am eu îmi permite să depășesc această iarnă. De fapt, practic toate cifrele sunt egale, cu excepția tinerilor care sunt mai mulți la număr care spun că au venit-o și le va permite să treacă iarna și optimismul care este în rândul pensionarilor, care este cel mai ridicat față toate grupele, legat de suportul care îl va oferi guvernul. În dependență de locul de trai, dacă ne observăm, în municipiul Chișinău este cel mai mic număr al celor care nu știu cum vor trece iarna. De fapt, populația municipiului Chișinău, fiind o populație mai bogată, fiind cu încălzire centralizată, 40% din ei spun că au îngrijorare cum vor trece iarna. În Bălți este ridicat și cel mai ridicat este regiunea de sud, care trebuie să o spunem cum este, din păcate este cam și cea mai săracă regiune din Moldova. Aici 60% din populație spun că idei nu am cum vor trece în această iarnă. Deci avem un decalaj dintre municipiul Chișinău, este cel mai bine plasat, oamenii sunt cei mai liniștiți și cei mai neliniștiți sunt cei din regiunea de sud.
În dependență de gradul de îndătorare a respondenților. Deci noi am mai pus o întrebare, vom prezenta săptămâna viitoare, cred că am mai făcut sondajul nostru, l-am axat pe două probleme. Prima, am vrut să vedem criza energetică, cum am nevărtece, și a doilea, gradul de îndătorare a cetățenilor. Și fiindcă avem și întrebări legate de gradul de îndătorare, am vrut să vedem, dar în rândul oamenilor care au datorii, există o diferență dintre îngrijorări? Și uitați, oamenii care nu au datorii, care nu au împrumuturi deloc, la ei gradul de îngrijorare este foarte redus, 41% de ei spun că ei au, deci ei sunt cei mai îngrijorați. În rândul celor care au datorii și întorc banii la timp, tot este același. De fapt, oamenii care sunt înglodați în datorii, deci noi avem oameni, un grup de cetățeni care au datorii enorme, la ei este 70%. Deci dacă în rândul populației fără datorii sau care au împrumuturi, le achită la vreme, aici de regulă sunt oameni cu un nivel de bunăstare mai ridicat, gradul de îngrijorare este de 40% din ei spun cu nu trece iarna, în cazul persoanelor care sunt înglodate în datorii, noi avem aproape 70% din oameni care idee nu știu cum vor trece. Am unit toate aceste lucruri și am obținut penultimul grafic, care de fapt este o hartă de parcurs a Guvernului Republicii Moldova. I-am împărțit pe oameni cu care au venituri și bunăstarea lor cu datorii și îngrijorarea lor privind această iarnă. Pe prima categorie sunt cei mai buni, adică nu am datorii, iar venituri și economiile îmi permit să achit totul. 22% din oameni spun că situația mea financiară este stabilă, nu am niciun fel de datorii, nu am absolut nimic și venitul meu îmi permite să achit. Mai departe, a doua categorie spun că da, am împrumuturi, va mai trebui să mă împrumut și voi putea face față lucrurilor. 11%. Mai departe, a treia categorie sunt cei care spun că am bani, cred că va trebui să mă împrumut, guvernul mă va ajuta și el și voi depăși situația. Sunt 16%. Mai departe, este cea mai dramatică categorie, spune că eu de regulă până acum, asta este de fapt clasa mijlocie și aici sunt, aici de mijloc, de fapt sunt acei care cred că guvernul nici nu-i observă. Deci ei spun că am venituri suficiente, nu mă împrumutam până acum, trăiam o viață liniștită, iar acum idei nu am cum voi trece iarna. De fapt, grupul acesta de mijloc care l-am pus că nu este cel mai vulnerabil, de fapt este cel mai vulnerabil. Ăștia sunt oamenii, 25% din populația Republicii Moldova, ăștia sunt oamenii care au venituri stabile, care nu se împrumută, care trăiau până acum liniștit și anul acesta la ei se întâmplă un șoc al vieții din simplu motiv că ei spun că eu până acum venitul meu erau suficiente ca să-mi duc viața decent, iar acum sunt într-un șoc și idei nu am cum voi trece iarna. Următoarea sunt cei care spun că am împrumuturi și idei nu am cum voi trece iarna, 9,3%. 10,6% sunt oameni care spun că sunt sărac, nimeni nu vrea să mă împrumute și idei nu am cum voi trece în această iarnă. Deci ăștia sunt oameni care sunt în cea mai profundă criză. Deci el nicăieri, nici prieteni, nici rudii le spune că absolut nimeni nu vrea să-mi împrumute bani și eu nu știu cum voi trece. Și ultimii, 5%, deci avem în total 15% din populația asta, 140.000 de familii, ăștia sunt oameni într-o dramă totală, că ultimii 5% spune că am datorii, nu le pot întoarce, am datorii care deja s-a amânat toate termenile și idei n-am cum voi trece iarna. Dacă observați, avem iarăși 50%, însă i-am împărțit în câteva categorii și ele se definesc foarte clar. Și acum, după număr de familii, deci tot ce v-am prezentat acum după numărul de familie. Avem în Moldova 253.000 de familii care spun că venitul pe care le obțin eu, venitul pe care le am eu, în principiu mă permite să achit factura. Deci asta sunt oamenii care în principiu guvernul trebuie să îngrijoreze de ei. 125.000 de familii spun că am bani, am împrumuturi, mă vom împrumuta și mă voi descurca. Alte 183.000 de familii spun că câți banii care am, plus împrumuturi care le am, plus guvernul mă ajută, mă voi descurca. Cel mai dramatic este clasa mijlocie, 291.000, care spun că eu am bani, până mă trăiam normal, nu am împrumuturi, nu am datorii, nu împrumut la nimeni, iar ideea în această idee n-am cum să întorc. Și ultimul grup și penultimul grup sunt cei mai dramatici, 120.000 plus 54.000, în total avem 174.000 de familii care spun
Nimeni nu vrea să mă împrumute sau din contră. Am împrumutul și nu le pot întoarce la timp și sunt într-o dramă totală. Sper, în concluzie, ce aș vrea să spun. În Republica Moldova, costurile de supraviețuire în această iarnă sunt de 4 ori mai mari decât a fost până în ultimii ani de zile. Cel mai mult aceste costuri cresc din contul gazului și agentului termic. Cel mai probabil, populația care este consumatoare de gaz în acest an va trebui să facă economii și costurile reale vor fi cu mult mai mici din cauza consumul populației. Presupun că va fi minimum 30% mai mic decât până acum, oamenii pur și simplu vor face economii enorme la gaz. Nu am luat în considerație în studiul nostru prețul la energie electrică, care tot s-a scumpit, și răspunsul este în felul următor. 50% din populația Republicii Moldova, în prezent, cu foarte mare îngrijorare, și idei nu are cum va trece în această iarnă, după mine este o cifră destul de mare, în special este ridicată în rândul celor săraci, în rândul celor îndătorați și în rândul celor care sunt din zonele din afara municipiului Chișinău. De fapt, se vede foarte clar, este municipiul Chișinău care cumva este într-o situație mai stabilă și sunt mai liniștiți, dar și aici numărul celor care spun că n-au idee cum vor trece în această iarnă este 40%. Acestea au fost datele prezentate din sondaj, inclusiv cu combinarea lor cu cifrele pe care noi le-am estimat în baza tuturor datelor accesibile până în ziua de astăzi. Pe final vreau să vă spun că această iarnă va trece. Criza aceasta este una din a treia criză din toată istoria noastră. Prima dată noi am avut o criză tot așa gravă în 91-92 când am obținut independența și atunci nu s-au scumpit resursele financiare, dar pur și simplu veniturile populației au scăzut dramatic de circa 6 ori și oamenii pur și simplu n-aveau bani. A doilea criză a fost în 98-99 când iarăși resursele s-au scumpit, dar au scăzut și veniturile populației în valoare reală, atunci s-a depreciat valuta aproape de 3 ori și acum suntem la treia criză când avem un șoc de creștere prețurilor resurselor energetice fără precedent în istoria noastră, dar cu mică inteligență, cu economie, cu calmitate și cu suportul care guvernul sper că va fi la nivel de vreo 5-6 miliarde lei, va reuși cumva să compenseze acest șoc al creșterilor și populația care în prezent spune că ideea nu are cum va trece această iarnă, trebuie să primească niște semnale pozitive că instrumentele operate de către autorități le va permite să depășim această situație dificilă. Vă mulțumesc și până data viitoare!